Este sâmbătă dimineața, ora 8 și un sfert. Moment în care vin la voi cu un update legat de cazul Vulpea. Acest thriller scris de Leila Sandra. Am ajuns cu cartea la pagina 138 și până acum îmi place foarte mult. O vedem pe această Norma, tânăra despre care vă ziceam eu în reading vlogul trecut, că s-a trezit într-un spital și nu știe absolut nimic despre sine, nu știe nici măcar cum se numește, de unde vine, nu-și amintește nimic din trecutul ei. Doctorul care a tratat-o îi spune că va merge acasă cu un bărbat care aparent e soțul ei, doar că ea nu-și amintește de el, nu-l cunoaște, habar nu are cum a fost viața ei până în acest moment, când i s-a spus că a avut un accident de mașină. Cert e că ajunge acasă cu acest bărbat într-o casă destul de izolată, nu are voie să iasă din casă, nu are voie să plece cu mașina, mai nimic nu are voie să facă, iar bărbatul Joe, cel care se presupune că e soțul ei, se comportă execrabil cu ea, se răstește la ea, îi vorbește urât, mă rog, parcă e o sclavă în această casă, mai ales că la un moment dat bărbatul are și el un accident și cumva e țintuit la pat. Și atunci Norma trebuie să-l îngrijească și, mă rog, nici măcar acest accident nu-i schimbă bărbatului comportamentul. Norma se tot întreabă cum a fost ea capabilă să se căsătorească cu un astfel de om, pentru că nu apreciază nimic la el, adică nu îi găsește nicio calitate. Dar acceptă deocamdată situația, doar că începe să descopere niște detalii care o cam pun pe gânduri. Poate că, totuși, povestea care i s-a spus nu e tocmai adevărată. O să vedem. În paralel îl vedem pe acest Dennis Kaiderman, care este polițist și soția lui tocmai a dispărut. El încearcă cu disperare să o găsească, bineînțeles, prin toate metodele, ia o identitate falsă, e ajutat de colegul său din poliție, însă deocamdată nu a descoperit prea multe până la această pagină unde am ajuns eu, dar sună promițător ceea ce face acest polițist pentru a-și găsi soția. Intuiesc cam care sunt detaliile, care sunt lucrurile adevărate petrecute în această carte, dar deocamdată nu vreau să mă pronunț și cred că pentru voi ar fi și spoilere, așa că o să mă rezum la atât. Mai am de citit cam 100 de pagini, cred că mai puțin de 100 de pagini, ia să vedem cât are cartea în total, că nu mai țin minte, 238. Ei bine, da, 100 de pagini în cap în momentul ăsta. Vă ziceam că e ora 8 și un sfert dimineață, o să mai citesc un pic, dar doar un pic, pentru că trebuie să fac curățenie. Așa că n-o să termin cartea asta acum dimineață, cel puțin nu până nu voi termina curățenia. Însă sunt convinsă că va fi gata povestea astăzi, astfel încât mâine sau poate chiar în această seară să pot să încep o carte nouă. Ador să încep cărți noi. Apropo, în momentul ăsta când vorbesc cu voi, încă nu am filmată o introducere, așa că fie acest reading vlog va fi fără introducere, fie va trebui să filmez mai târziu o introducere și pentru acest reading vlog. Dacă nu, sper să nu vă supere și să vă deranjeze prea mult introducerea aceasta așa total non-conformistă, să zicem. Este tot sâmbătă, ora 7 fără un sfert, seara de această dată, și eu am terminat, în urmă cu doar câteva minute, cazul Vulpea. Mi-a plăcut foarte, foarte mult și tare mi-aș dori să existe o continuare, pentru că e un thriller atât de bun încât cred că aș devora următoarele volume dacă ar exista. Deși scrie aici serie, să știți că nu e o serie, din păcate, și autoarea, de fapt, cred că v-am mai zis aspectul ăsta, autoarea încă se gândește dacă sau în ce fel să continue povestea. Cert e că mi-a plăcut foarte mult acest thriller cu această Norma care se trezește practic fără nicio amintire, descoperă că are un soț care se comportă execrabil cu ea, o tratează ca pe o sclavă, îi vorbește foarte urât, nu o lasă să iasă din casă, o casă împrejmuită de un gard de sârmă, încuiat cu un lacăt cumva, deci are o viață cumplită și asta timp de vreo 3 ani, până într-o
seara când descoperă un cadavru în apropierea casei lor și ăsta e momentul în care Norma va da un telefon, un telefon care îi va schimba viața radical, pentru că da, viața pe care ea o trăiește alături de acest bărbat, de Joe, nu este cea adevărată. A trăit într-o minciună, nu e un spoiler pentru că o să vă dați seama rapid de treaba asta, doar că nu știm cum vom ajunge la acel moment al adevărului. Mi-a plăcut foarte mult, vreo 240 de pagini, dar vă recomand din suflet, dacă o vedeți pe undeva, dacă o aveți pe acasă și ați tot evitat-o, să ajungeți la ea și să aveți răbdare cu ea, pentru că, într-adevăr, undeva pe la mijloc o să aveți impresia că o lasă mai moale și nu vă imaginați cam ce ar putea să se mai întâmple ca să vă stârnească din nou curiozitatea, dar garantez că merită așteptarea. Mie, repet, mi-a plăcut foarte mult. Și dacă e să vorbim despre planurile din această seară, am făcut un sondaj pe YouTube, pe comunitate, dedicat membrilor, în care am întrebat cu ce carte să continui seara, pentru că vreau să încep neapărat o altă poveste în această seară. Mi-aș dori și să stau trează un pic mai mult, dar nu știu dacă se va întâmpla lucrul ăsta, dar mă rog, speranța moare ultima. Și am pus acolo câteva cărticele la care aș vrea să ajung, să vedem cu ce o să continuăm seara asta. Am până acum 3 voturi, cred, în momentul ăsta în care vorbesc cu voi, și una dintre cărți deja s-a distanțat. Am pus acolo 3 variante de răspuns și încă o variantă în care să mi se propună o carte thriller bună. Deocamdată am văzut că cei care au votat au ales din cărticelele pe care le-am propus eu și v-am zis, una dintre ele deja s-a distanțat. Dar o să mai aștept un pic, merg acum să mănânc ceva și numai bine, mai apoi o să văd de ce carte o să mă apuc în funcție de ce au decis membrii canalului. Tot duminică, dar ne apropiem de sfârșitul zilei. Este trecut de ora 18 în momentul ăsta.
Am stat astăzi în casă, nu am făcut mare lucru, dar nici nu am citit atât de mult pe cât mi-aș fi dorit până la ora asta. Am ajuns totuși cu povestea, cum puteți observa, pe la trei sferturi, să zicem. Am ajuns la pagina 215, este aici, începutul părții a treia. Mai am 85 de pagini din carte și este gata. Mi-ar plăcea tare mult să reușesc să o termin în seara asta, nu știu dacă se va întâmpla, având în vedere că este o recitire, să zicem că a fost o experiență interesantă. Am citit cartea asta în urmă cu 3 sau 4 ani, am împrumutat-o atunci de la bibliotecă și am citit-o, cred că în urmă cu 4 ani totuși. Am oricum un clip dedicat și o să vi-l las jos în descrierea reading vlogului nostru. Îmi place până acum, sincer, intuiesc doar finalul, nu sunt 100% sigură că am reținut bine cine este vinovatul. Abia aștept să descoper dacă am sau nu dreptate și dacă am ținut bine minte. Ce se întâmplă aici, că nu cred că v-am zis nimic despre cartea asta, avem un agent literar care primește un manuscris, cam 80 de pagini dintr-un manuscris, care pare să vorbească despre o crimă reală. Autorul manuscrisului este personaj acolo și își povestește practic viața, studenția mai exact, vreo 2 ani din studenția lui, cred, un an din studenție, ceva de genul ăsta, când cunoaște o fată, și ea studentă, care are o relație foarte apropiată cu un profesor. Un profesor eminent, care chiar pregătește o carte, o carte științifică, bazată pe ștergerea memoriilor dureroase, să zicem așa. Și tânărul nostru, care, repet, este și autorul manuscrisului, ajunge să se împrietenească și el cu profesorul respectiv, profesor care chiar apelează la serviciile lui pentru a-i reorganiza biblioteca, pentru a o digitaliza, mai exact, a trece volumele în calculator. Bineînțeles, lucrurile o iau razna în momentul în care profesorul este găsit decedat undeva înainte de Crăciun. Manuscrisul nu este însă complet, v-am zis, sunt doar 80 de pagini, iar agentul literar e foarte curios de continuare. O să vedeți însă de ce anume nu poate să afle continuarea manuscrisului și nu poate primi cartea integrală. N-o să vă zic de ce, vă las pe voi să descoperiți, dar e foarte interesant, ai impresia că nu ai cum să mai ajungi la adevărul final. Agentul acesta literar începe să apeleze la cunoștințe de ale lui, la jurnaliști, la polițiști, pentru a descoperi ce s-a întâmplat acolo. La un moment dat nici nu știe sigur dacă manuscrisul respectiv e pură imaginație sau se bazează pe fapte reale, deși personajele de acolo se pare că au existat cu adevărat. Deci cam despre asta e vorba aici, o carte care te pune pe gânduri, care, nu știu, îți amestecă gândurile la un moment dat și v-am zis, mai am 85 de pagini, vreau să o termin în seara asta, sper să îmi iasă, nu știu. Dar sunt optimistă, m-am cronometrat de curiozitate ca să văd dacă mi-ar ajunge timpul și am undeva la 45 de secunde pe pagină și m-am folosit acum de calculator pentru a vedea cam cât timp mi-ar lua și calculatorul spune că mi-ar lua undeva la 63 de minute, adică o oră și un pic. Ar fi bine să reușesc să o termin deocamdată, să văd ce mănânc la cină în această seară, ar trebui să fac și o baie, rămâne de văzut, dar eu zic că o oră și un pic aș putea să-i mai aloc în seara asta, astfel încât să o și termin. Intenționez mai apoi să citesc și Cartea Secretelor, teoretic volumul 2 al trilogiei, deși eu am citit și Cartea Secretelor în urmă cu 4 ani și pe aceea o citisem atunci prima și n-am sesizat să fie vreo legătură între ele. Deși știu că sunt considerate trilogie, Cartea Oglinzilor, Cartea Secretelor și Cartea Umbrelor, care a apărut anul ăsta. Dar, repet, între Cartea Oglinzilor și Cartea Secretelor nu am găsit legătură dacă vorbim despre personaje sau despre acțiune, ci doar această temă comună a memoriei, a ștergerii amintirilor și așa mai departe. Probabil despre asta va fi și Cartea Umbrelor, nu știu, dar de asta am zis să reiau cele două volume pentru a completa cumva trilogia. Vreau să citesc și ultimul volum apărut anul acesta. Să vedem. Deocamdată, repet, îmi doresc să termin povestea asta astăzi, dacă se poate.
Promit că e ultimul update pe weekendul ăsta. E duminică seară, aproape ora 22. Acum vreo jumătate de oră am terminat Cartea Oglinzilor, așa că mi-am atins obiectivul. Am început-o sâmbătă seară, am terminat-o astăzi. Mi-a plăcut la fel de mult ca acum 4 ani. Nu pot să neg lucrul ăsta. Vă recomand, doar că v-aș sugera să aveți timp de ea, în sensul că atunci când vă apucați de citit, să alocați cât mai mult timp cărții, să nu o lăsați să o citiți în 100 de reprize, pentru că e posibil să vă piardă. Are destul de multe detalii, destul de multe indicii, e o carte polițistă, poate mai mult decât thriller, și eu zic că ar fi o variantă mai bună să o citiți așa, în bucăți cât mai mari, să zic, cât mai repede posibil. Am aici acum Cartea Secretelor. Intenționez să o parcurg și pe aceasta. Am adus-o lângă mine, dar i-am dat jos și supracoperta, că eu așa citesc cărțile care au supracopertă, dar nu știu exact dacă ea va fi următoarea sau fac o pauză și citesc ceva mai ușurel. Mi-am încărcat și Kindle-ul, poate citesc ceva de acolo, că n-am mai citit de multă vreme de pe Kindle. Să vedem. Dacă nu, o să mă apuc de Cartea Secretelor. Rămâne de văzut și asta are spre 300 de pagini, vreo 280, aproape la fel ca cealaltă. Deci, da, să vedem de ce o să ne apucăm. Cert e că începem săptămâna cu o carte nouă, ceea ce mă bucură foarte, foarte mult. Și gata pe weekendul ăsta, ne auzim mâine când o să vedem de ce carte m-am apucat până la urmă. Salut, dragilor! Este luni seară, aproape ora 22 în momentul ăsta. Eu mă pregătesc de somn, încet, încet, dar înainte de asta am zis să facem un update. Am fost foarte productivă astăzi, am reușit să filmez deja clipul pentru duminică, să-l și prelucrez și să-l și programez, ceea ce e extraordinar de bine. Asta înseamnă că o să am finalul de săptămână ceva mai liber. Dar dincolo de asta am vrut să vă arăt și cum stau cu lectura. Am început totuși în această seară Cartea Secretelor, volumul 2 al trilogiei legată de memorie și semnată de Eugen Ovidiu Chirovici. Avem aici Cartea Secretelor și tocmai m-am oprit din citit pentru că am zis că e suficient și că mai trebuie să ne și odihnim. Priviți cam până unde am ajuns, sunt la pagina 84. Mai am cam 200 de pagini și finalizez povestea asta. Bineînțeles că nu astăzi, pentru că astăzi nu voi mai citi nicio pagină, dar dacă lucrurile vor merge la fel de bine și mâine, măcar 80 de pagini să mai citesc și mâine și e foarte, foarte bine. Despre ce e vorba aici? Se aseamănă cu povestea din Cartea Oglinzilor. Mi-am reamintit un pic și povestea de aici, pentru că și această carte am citit-o în urmă cu 4 ani. A fost, de fapt, prima carte pe care am citit-o de la Eugen Ovidiu Chirovici. Mai apoi am citit Cartea Oglinzilor și am aflat că, de fapt, au fost scrise invers, dar n-are relevanță pentru că nu avem aceleași personaje, nu avem acțiuni care să se continue, așa că dacă citiți mai întâi Cartea Secretelor, nu va fi nicio problemă. Despre ce e vorba așadar? Avem din nou studenți și din nou o crimă misterioasă învăluită în mister, totul povestit. Deci ne întoarcem din nou în timp, doar că de această dată avem un om puternic, un om influent, care este bolnav, este chiar în fază terminală, are o formă gravă de leucemie, dar înainte să se stingă, a renunțat deja și la tratament, și înainte să se stingă vrea neapărat să afle dacă este sau nu vinovat de crimă. Pentru că în studenție, și da, la fel ca în Cartea Oglinzilor, ne întoarcem la momentul studenției, a fost martor la o crimă pe care nu știe sigur dacă a comis-o, pentru că a fost vorba despre o cameră de hotel unde a mai fost un alt bărbat, iar totul a presupus consum de droguri, consum de alcool excesiv. La un moment dat acest tânăr leșină, iar când își revine, nu mai este pe jos, așa cum își amintește că a rămas, ci este în pat. Iar în baie o găsește pe tânăra lui iubită, desfigurată pur și simplu, lovită în cap cu o veioză care era acolo în cameră și care se află la locul faptei. Prietenul lui, pentru că erau cu toții, toți trei în aceeași cameră, dispare și nu mai știe absolut nimic despre el, așa că rămâne cu această întrebare dacă el i-a făcut femeii ceva sau nu.
Revenind în prezent, în prezentul în care acest bărbat are 64 de ani și este grav bolnav, cum vă ziceam, apelează la un psihiatru pe care îl roagă să îl hipnotizeze, astfel încât să se întoarcă în trecut și să afle dacă este criminal sau nu. Și cam aici ne oprim acum cu povestea. Cei doi se întâlnesc frecvent, bărbatul bolnav și psihoterapeutul, se întâlnesc frecvent acum și încearcă să pună la cale modalitatea prin care să descopere adevărul. Și cam asta ar fi 84 de pagini din 284 sau 85 cât are cartea. Mai avem 200 de pagini și e gata. Recunosc că la această carte nu sunt atât de sigură asupra finalului, că îmi amintesc la fel de bine finalul. La Cartea Oglinzilor am ghicit finalul, în sensul că îmi aminteam bine de cine era vinovat acolo. Aici am doar o vagă impresie, dar n-aș băga mâna în foc că am dreptate, așa că îmi face tare mare plăcere să redescoper povestea. Dacă n-ați citit cărțile lui Eugen Ovidiu Chirovici, vă recomand să o faceți. Eu o să vreau să văd și filmul cu Russell Crowe în rolul principal. Acel film a fost făcut după Cartea Oglinzilor. Nu îmi vine acum exact numele filmului, dar sigur găsiți titlul filmului și, mă rog, detalii despre film pe internet dacă dați o căutare. Și cam asta a fost ziua de luni, o zi productivă, un start de săptămână foarte bun pentru mine. Dacă o ținem tot așa, o să fie bine, doar că mai avem câteva activități de făcut săptămâna asta. Spre exemplu, o programare la coafor pentru vopsit, dar da, mâine teoretic o să am după amiaza, după serviciu o să o am liberă, așa că sper să mai avansez cu această cărticică pentru că îmi place tare mult. Dar gata, ne vedem mâine. Este deja marți seară, aproape de ora 20 și eu sincer nu mă simt prea strălucit. Sper să nu mă prinde vreo răceală, mă tare capul, mă simt înfundată. N-am o stare prea bună, dar am zis să facem totuși un update pentru că nu știu cum mă voi simți mâine și atunci măcar să știu că am filmat astăzi, marți. Am înaintat un pic cu această poveste, Cartea Secretelor. Am ajuns la pagina 108. Aici m-am oprit. Plănuiesc să mai citesc un pic în seara asta, atât cât pot și cât îmi permite starea. Îmi place, îmi amintesc tot mai mult din ce am citit în urmă cu 4 ani. Lucrurile avansează, descoperim noi detalii din trecutul lui Josh, vedem dacă el a fost sau nu vinovat de moartea lui Simon, acea tânără. Nu știu până unde voi ajunge astăzi cu această poveste, ar fi minunat să ajung la jumătatea cărții, asta ar însemna să mai citesc vreo 30 de pagini. Eu zic că nu e imposibil, dar să vedem ce stare avem. Cert e că am vrut să vă mai zic un lucru, n-am mai început niciun audiobook săptămâna asta, așa cum intenționam la finalul săptămânii trecute, ci am început un e-book, o carte în format electronic și anume o carte semnată de Elif Shafak, fetița căreia nu-i plăcea numele său. E o carte, aș zice, pentru copii, dar cred că e genul de carte care poate fi citită și de adulți și fiecare va înțelege lucruri diferite. Îmi place până acum și acea carte, am ajuns cu ea undeva la 30%, dar nu e foarte lungă, așa că eu zic că o să fie gata până la final de săptămână și acea poveste. Cât despre Cartea Secretelor, sper să fie și ea gata, astfel încât la final de săptămână să încep Cartea Umbrelor. Și în coveste, astăzi a venit și un colet de la Litera. Surpriză, n-am știut despre ce e vorba când m-a sunat curierul, cu niște cărți noi, nouțe, sunt fierbinți încă, dar o să vi le arăt. Numai bine, asta m-a determinat să și comand ceva cărți de pe Litera pentru că au o reducere de 30% suplimentar, deci pe lângă reducerile existente deja la cărți se mai aplică 30% reducere și o să vă zic de ce am făcut-o. Dar cam atât pentru seara asta, mă pun în pat să mai citesc un pic să văd cât mai reușesc. Zi, de ce ești neastăpărat? Ce vrei? Ce vrei? Ce vrei? Zi.
Este joi după amiază, nu am filmat nimic ieri, dar vin astăzi să vă zic la ce pagină am ajuns cu această carte semnată de Eugen Ovidiu Chirovici. Mai am foarte puțin și sper să o termin astăzi, pentru că suntem la pagina 222. Asta înseamnă că mai avem vreo 60 de pagini, 60 și un pic, ceea ce e mai mult decât accesibil. Din cartea electronică nu am mai citit nimic, din fetița căreia nu-i plăcea numele său, pentru că m-am concentrat pe asta. Am citit și ieri vreo 60 de pagini, așa că aici ne situăm. Sper din suflet ca în această seară să revin cu un update și să vă zic că am terminat cartea. Este ora 5:30, 6 fără un pic, așa că mai este suficient timp de citit astăzi și sunt optimistă în ceea ce privește cartea asta. Intenționez mai apoi să încep ultimul volum din trilogie, Cartea Umbrelor, tot de Eugen Ovidiu Chirovici, dar o să vă țin la curent. Tot joi seară, aproape ora 9, 9 fără 20 aproximativ, moment în care cu fața asta obosită vin să vă anunț că am terminat Cartea Secretelor. Mi-a plăcut la fel de mult ca în urmă cu 4 ani, nu i-aș scădea din punctaj, tot 5 stele din 5 aș acorda, cu o singură mențiune, pentru că v-am mai zis eu, de data asta am citit mai întâi Cartea Oglinzilor și apoi Cartea Secretelor, în timp ce acum 4 ani a fost invers, trebuie să recunosc că asta mi s-a părut mult mai complicată, mult mai întortocheată, se face și mai mult apel la memorie, la capacitatea de a ne aminti lucruri, la dorința de a uita alte lucruri și chiar la momentele în care mintea ne joacă feste și nu mai știm nici noi care a fost adevărul. Avem în schimb asemănări cu Cartea Oglinzilor, pentru că și aici avem triunghi amoros, avem studenți care fac niște lucruri reprobabile, lucruri pe care ajung să le regrete mai apoi, avem o tânără care aparent îi joacă pe ceilalți doi implicați, doi bărbați de data asta, doi tineri, îi joacă pe degete. Și o să vedeți la sfârșit dacă persoana care ni se spune la început că a murit aici în carte este cu adevărat moartă sau nu, cine a ucis-o, de ce mai ales. Sunt multe semne de întrebare la care o să vi se răspundă la finalul cărții, dar sunt convinsă că nu o să vi se răspundă cum v-ați fi așteptat pe la început. Așa că dacă vreți să citiți cartea asta, există riscul să vi se pară prea complicată și poate chiar să renunțați la ea, vă atenționez din start, doar dacă sunteți pregătiți să citiți un thriller psihologic întortocheat, atunci să puneți mâna pe cartea asta. Dacă nu, poate Cartea Oglinzilor e mai potrivită, e un pic mai ușurică, aș spune, dar ce m-a convins cartea asta să fac este să folosesc un carnețel pentru volumul 3. Pentru Cartea Umbrelor, pentru că aici, sincer, aș fi simțit nevoia să fac asta, să-mi notez personajele, să-mi notez câteva detalii esențiale. Așa că, pentru volumul 3 o să fac treaba asta. Volum 3 pe care nu știu sigur dacă îl încep în seara asta sau nu, plănuiesc să fac lucrul ăsta, dar dacă mă simt prea obosită, o să apelez la e-book. Încă nu știu exact, merg să mă spăl și vedem după aceea de ce anume o să mă apuc în continuare. Dar cam atât cu update-urile pentru această seară. O să ne auzim mâine, nu știu dacă mai facem vreun update sau o să ne vedem direct la încheierea clipului. Bun regăsit! Așa cum cred că ați dedus deja, este vineri după amiază. S-a terminat și săptămâna asta de lucru, ceea ce înseamnă că se termină acum și reading vlogul nostru. Dar nu înainte să facem bilanțul, ce am reușit să citesc în această săptămână. În primul rând am reușit să termin această carte, Cazul Vulpea de Leila Sandra M., o autoare de aici din Reșița pe care nu contenesc să vă recomand, atât pentru lumânările și bunătățile pe care le pregătește pentru sărbători, dar nu numai, cât și pentru această carte. Încă nu am ajuns la cărțile ei SF sau fantasy, pentru că scrie și așa ceva, dar cel puțin Cazul Vulpea, eu zic că e o carte la care merită să ajungeți pentru că mi-a plăcut foarte mult. Cartea aceasta era începută de săptămâna trecută. Am terminat-o de citit, dacă mi-amintesc bine, sâmbătă după amiază. După care am făcut un sondaj pe YouTube în care am întrebat membrii ce carte să încep. Pentru că aveam oarește dubii și
Până la urmă, câștigătoare a fost Cartea Oglinzilor de Eugen Ovidiu Chirovici, aici prezentă cu noi, primul volum al trilogiei Memoriei sau ceva de genul ăsta se numește, deși cărțile nu au legătură între ele. Dar am pus mâna pe Cartea Oglinzilor, o carte care a mers foarte repede, am găsit un nou punct în care să, sau un nou loc, mai bine spus, în care să citesc în casă, și anume în bucătărie, pur și simplu stând la masă. Nu știu de ce, dar mi-a mers foarte bine săptămâna asta citind acolo, așa că prind curaj să trec și la volume ceva mai groase, pentru că vă dați seama, e mult mai comod să stai cu ele pe masă în timp ce citești. Dar, revenind, am terminat Cartea Oglinzilor, mi-a plăcut la fel de mult ca în urmă cu 4 ani când am parcurs-o prima oară. Iar aseară am terminat de citit Cartea Secretelor, volumul 2, o carte mult mai întortocheată, vă spuneam eu, așa că pentru ea vă recomand ceva mai multă răbdare. Ce am mai citit în această săptămână, cu ce am mai avansat un pic, dar de data asta nu am terminat-o, este Fetița căreia nu-i plăcea numele său, o carte pe care o citesc în format electronic și cu care am ajuns la 53% în momentul ăsta. Nu-mi fac probleme în ceea ce o privește, pentru că e o poveste ușoară, o poveste pentru copii aparent, dar cum știți deja, și adulții au lucruri de învățat din cărțile pentru copii și până acum îmi place destul de mult. Ușurică, merge repede, are chiar și imagini, așa că e chiar o distracție să o parcurgi. Nu am început aseară Cartea Umbrelor, pe care, apropo, o am lângă mine, imediat vă arăt, pentru că am uitat să o pun în teancul celor citite. Avem așadar Cartea Umbrelor, probabil volum de care o să mă apuc ori astăzi, ori mâine dimineață. Nu știu, rămâne de văzut. Cert e că vreau să o descoper și pe aceasta, e chiar mai scurtă decât primele două volume, are 230 de pagini pe acolo, așa că eu zic că va merge repede, doar că de data asta nu o să mai fac greșeala pe care am făcut-o cu celelalte două volume și o să-mi notez personajele, o să-mi iau carnețelul lângă mine când o să citesc volumul 3. Și cam asta a fost săptămâna noastră de lectură. Spuneți-mi voi ce ați parcurs, ce v-a făcut cu ochiul din ce v-am arătat eu, dacă a fost o săptămână bună pentru voi sau, din păcate, n-ați prea avut timp pentru citit, pentru că, da, se mai întâmplă și așa ceva, din păcate. Pentru toate ne auzim jos în comentarii și nu uitați că ne vedem și mâine dimineață cu un clip de sezon, din nou, dar un sezon mai lung, să zic așa, un clip de sezon toamnă-iarnă, dacă vreți, pentru că o să vorbim despre tibiarul meu de final de an. Da, mi-am stabilit cărțile pe care vreau să le citesc până la sfârșitul anului. Așa că ne vedem mâine dimineață, iar până atunci, jos în comentarii. Mulțumesc mult dacă ați stat cu mine până la final. Lecturi minunate să aveți!